stilul, frumușelul, tu știi că lumea te iubește deja. Mai ales cum zâmbești tu cu dinții ăștia de așa, zâmbești, zâmbești. Las că azi mâncăm prepeliță. Ok? Îți plac? Da? Bun. Mă vezi să nu stai vreun os în gât. Hai, eu trebuie să încep. Dar tu dacă vrei, stai aici lângă mine. Bun? Așa. Salut, prieteni! Salut! Sunt Traian Stoianov și pentru astăzi v-am pregătit o rețetă dintr-un ingredient care place tuturor, în special bărbaților. Mie îmi place foarte mult și merge un tractor pe drum! Da, mie îmi place foarte mult pentru că este o carne foarte fragedă. Prepelița! Iată-o! Priviți! Are și un pic de grăsime pe piept, așa? E prepelița perfectă! Bio! Și o bucată de porc, de piept de porc afumat. Toate oferite de gospodăria noastră. Carne și mezeluri de cea mai înaltă calitate. Să vedem care mai sunt ingredientele pentru a prepara friptură de prepeliță a la Traian. O rețetă personalizată, o să adăugăm niște ingrediente cheie care vor schimba în totalitate formatul unei fripturi ordinare. Să vedem ingredientele. Deci, 3 prepelițe, o bucată de piept de porc afumat, frunză de dafin, țelină, rădăcină de țelină, morcov, ambele tăiate cubulețe sau romb, de ce nu, câțiva căței de usturoi, ceapa am tăiat-o mai mășcat, la fel felii, așa, și ingredientul cheie pentru friptura de astăzi este un mix de olive, măsline. Vedeți? Avem olive verzi și măsline calamata, ambele fără sâmburi, oferite de Casa Rinaldi, un produs bio. Ce poate fi mai gustos, mai sănătos? Când alegem măslinele, olivele, trebuie să le alegem pe cele de cea mai înaltă calitate. Fiți atenți! Ok, eu zic să începem și, cum vă spuneam în prima rețetă, este mult mai interesant, mult mai relaxant și îți vin și inspirația, îți vin și mai multe idei și nu te enervezi că trebuie să gătești atât de des. Vă îndemnam să gătiți savurând dintr-un pahar cu vin. Grație partenerilor noștri, Sălcuța, am cele mai delicate vinuri pe care le împărtășesc cu voi. Astăzi avem Viorica, faimoasa Viorica, vinul alb. Priviți ce nuanță galben-verzuie, îi vom simți imediat și aroma, după care ne apucăm încet de gătit, pentru că vrem să obținem o friptură de prepeliță mai deosebită. Ia să vedem ce avem în pahar. Culoarea asta e extraordinară. Și cum a învățat pe mine un mare somelier, domnul Mihai Druță, salut! Bagi nasul! Doamne, l-a făcut vin, da, ne pricepe, mă. Chiar suntem un popor de aleși. Acest vin se potrivește perfect cu friptura de astăzi pentru că va avea niște note un pic picante. Hai să vedem cu ce începem. Atunci când prepar friptură de prepelițe sau de pui, primul lucru pe care îl fac, caramelizez legumele, și anume morcovul, ceapa și rădăcina de țelină. Of, tată, mulțumesc pentru chestia asta. Ia să vedem. Ador sunetul ăsta! Adăugăm în tigaie ulei de măsline extra virgin oferit de prietenii noștri Casa Rinaldi, grație mile, amicii! Așa. Doamne, ce aromă! Uleiul de măsline este unul dintre cele mai contrafăcute produse alimentare, deci fiți atenți atunci când îl alegeți. Eu optez pentru Casa Rinaldi pentru că e 100% ulei extra virgin. Și după ce am adăugat uleiul de măsline, e timpul să adăugăm o bucată de unt. Unt de casă oferit de BioMilk, 82,5%, un unt veritabil, untul cel de casă din copilărie. Priviți ce culoare galben are, drept în tigaie. Atunci când este amestecat cu uleiul încins, untul nu se arde și asta e foarte important. De a-ți simți această aromă de ulei de măsline plus unt bio, adevărat!
Sunt un norocos. Așa, tigaia este încinsă bine. Adăugăm un pic de zahăr. Un pic de zahăr. Amestecăm așa. Amestecăm așa. Zahărul va începe să se caramelizeze un pic. Între timp am morcovul și grădăcina de țelnă gata tăiate și gata pentru a fi adăugate în tigaie. La fel și ceapa pe care am tăiat-o, Feli. Amestecăm bine. Oh, ce de bine arată! Doamne, ce nuanță maronie de caramelă! Această tehnică am văzut-o într-un restaurant german specializat pe bucate din vânat. Legumele se caramelizează la foc foarte puternic și astfel vor reda fripturii o aromă de ars. Între timp, prieteni, ne vom ocupa de prepelițe. Ce voi face cu ele? Voi tăia fiecare prepeliță în jumătate. Priviți, iată, două jumătăți, două porții. Așa. Priviți, legumele sunt caramelizate, zahărul s-a topit. Punem tigaia deoparte, iar la foc punem o tigaie mai adâncă, un ciaun, o oală dacă aveți, în care vom prăji și vom înnăbuși carnea. Vă spuneam despre pieptul de porc afumat. Și atunci când vreți să gătiți o friptură și vreți să simțiți aroma asta de afumătură, n-aveți decât să adăugați niște cubulețe de piept de porc afumat sau niște cârnați afumați. Șoricul l-am dat deoparte. Acum voi tăia pieptul cubulețe și îl voi prăji împreună cu carnea de prepeliță. Astfel, pieptul de porc va elimina grăsimi și conținutul grăsimilor din această friptură se va îmbogăți, iar friptura trebuie să fie pe alocuri grasă. Pieptul de porc e tăiat, prepelițele la fel. Acum adăugăm ulei de măsline în această tigaie. S-a încins bine, după cum vedeți. Uleiul fuge în tigaie. Adăugăm prepelițele. Ce fel de carne în friptură fără rozmarin! Iată crenguța care va merge în tigaie. Rozmarin, cât mai mult rozmarin și câteva fire de cimbrișor. Iată-le. Le mărunțim doar un pic. Așa, totul merge în tigaie. Simt deja aroma de prepeliță prăjită. Acum voi adăuga pieptul de porc. Da, voi amesteca puțin. Prepelița a prins o coajă aurie. Gata, simt aroma asta de prepeliță prăjită în ulei de măsline, aromatizată cu cimbru și rozmarin. Pieptul de porc afumat cu aroma lui de afumătură. Perfect, ce să zic? Lipsește doar aroma usturoiului. 3 căței de usturoi. Îi voi tăia foarte subțire. Așa, subțire ca o lamă. Nu vreau să-l strivesc. L-am tăiat felii pentru că vreau să-și păstreze forma aceste felii atât de subțiri. Gata, îi simt aroma. Adăugăm piper și sare, priviți aici. Am două râșnițe, una pentru sare. Wow! Eu n-am mai văzut așa mărimi, dar e cadoul perfect dacă mergeți la o zi de naștere, nu știți ce să-i dăruiți. Acesta este un cadou perfect pentru toată viața. Și piperul ăsta îți ajunge pe o bucată de viață.
Așa, un mix de piper. Totuși, până la urmă, mărimea contează. Adică, you know, așa. A venit clipa când legumele caramelizate vor fi adăugate în tigaie peste carne. Adăugăm olivele, anume ele, prieteni, vor emana o aromă deosebită, mediteraneană, două frunze de dafin și un pic de vin alb de la Sălcuța, dar nu înainte de a... Mă relax. Viorica, e atât de delicat. Viorica, îmi pare bine de cunoștință, să știi. M-a impresionat. Amestecăm un pic. Vrem să evaporăm alcoolul din tigaie. Ador să gătesc la aer. Frunze de dafin, cimbrișor, rozmarin, piper, sare, atât. Un pic de vin alb. Când simțim că mirosul de alcool nu mai persistă, adăugăm un pic de apă și punem capacul. Coborâm un pic temperatura, adică facem focul mai mic. Perfect! Și putem să facem o pauză. Murcuță, vine să-ți dau și ții, când băițelul mănâncă, dar tu stai și te uiți. Niște plămâni de prieteliță, a? Gustos, așa, eu, la gospodăria noastră. Gata? Mai vrei? Friptura este gata. Atât. Vreo 40 de minute, pentru că e carne de prepeliță, e fragedă. Oprim. Liniște. Între timp, am fiert niște orez. Ne va servi ca garnitură. Orezul Carnaroli, preferatul meu. E atât de cărnos, de la Casa Rinaldi. Între timp, am ras și niște cașcaval tare, pe care îl voi adăuga în orez. Îmi place să fac lucrul acesta pentru că devine orezul mai cremos și obțin ca un fel de risotto. Ia priviți cum se topește cașcavalul. Priviți ce structură, priviți ce se întâmplă în această cratiță. Orez Carnaroli și brânză tare rasă. Ia priviți. Acum o aranjez în farfurie. Asta da garnitură, această brânză tare, cașcaval tare, e un pic sărat, orezul e cărnos. A venit timpul să aranjăm o bucată de prepeliță pe acest pat de orez. O da, o da, așa trebuie să arate o friptură de prepeliță, anume așa. Alegem cea mai frumoasă bucată și o aranjăm în farfurie. Eu zic să mai adăugăm încă o bucată, pentru că e prea gustoasă.
Doamne, cât de talentat sunt! Așa. Dar ca să impresionez și mai mult, lipsește ultima nuanță. O crenguță de cimbrișor. Iată, de dimineață o ochiesc. Doamnelor și domnilor, dragi gurmanzi, dragi mâncăcioși pofticioși, friptură de prepeliță a la Traiani. A venit momentul pentru a invita experții culinari. Mia, băiețelu! Da, sigur că da, draga mea! Acest fel de mâncare, cu note ușor picante, se potrivește perfect cu vinul de la Sălcuța, Viorica. Astăzi am făcut cunoștință, Viorica, să știi că mi-ai plăcut. Grazie mille, Casa Rinaldi, pentru produse BioMilk și gospodăria noastră.